întors la matinal e celebru, e super bogat, e frumos, este un super luptător și s-a mai apucat și de muzică. Andrew Tate, sau Cobra Tate pentru cunoscători, este astăzi alături de noi. Bună dimineața și bine ai venit alături de noi. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. How are you? I'm good. I am up early for me. You know, normally I wake up around midday. Bine, e cam dimineața, de obicei mă trezesc la prânz, dar e ok. Foarte matinal. Începe treburile așa, cam de la jumătatea zilei, nu? Yeah, usually I'm up at night. I like to be up at night because there's no one else up. Eu stau seara foarte mult treaz. Și stau până la 3-4 dimineața, nu stă nimeni, îmi place să conduc, așa că eu sunt un tip căruia îi place noaptea. Dacă ești băiat de seară și știm asta foarte bine, spune-ne cum reușești să faci față și antrenamentelor care sunt destul de dure și petrecerilor de peste tot, fiindcă știm foarte bine că ești un iubitor al cluburilor și fetele din club de altfel te iubesc. Well, you know, you have to prioritize. Trebuie să prioritizezi. În anumite momente contează ceva. Atunci când eram luptător, tot ce făceam era să am grijă să mă antrenez. Acum că m-am retras, mă gândesc să mă întorc. Nu știu, vreau să-mi schimb din nou prioritățile. Vreau să mă antrenez din nou foarte bine. Noi când ne uitam la tine și când am aflat primele lucruri despre tine, ți-am văzut mașinile luxoase cu care te plimbi, hainele scumpe pe care le îmbraci, locurile la fel de luxoase în care îți place să te plimbi. Și cu toții ne-am întrebat, mă, de unde are bani Andrew Tate? Pentru că e foarte tânăr. Cum a reușit să facă atât de mulți bani într-un timp atât de scurt? Da. Lots of small things. Am o mulțime de lucruri foarte mici, dar pe care le adun, dar nu sunt atât de bogat așa cum cred oamenii că sunt. Sunt un tip umil, nu sunt chiar atât de bogat, sunt oameni mult mai bogați decât mine. Un bun prieten de-al meu este fiul lui Donald Trump, după cum puteți să vedeți și pe Instagram-ul meu. Atunci când facem lucruri împreună, atunci facem lucruri de oameni bogați. Ai suficient de mulți bani încât să ai o viață luxoasă și să nu-ți lipsească nimic. Noi am crezut întotdeauna că tu ai bani din familie și că ai fost unul dintre acei copii răsfățați de banca ta, însă am aflat că tu ți-ai câștigat și ți-ai făcut singur banii. Îți aduci aminte de primii bani pe care i-ai câștigat și cum? Yeah, I'm not a rich kid at all. Nu sunt un tip bogat din familie. Tatăl meu a locuit în America, era un jucător de șah, era foarte bun, dar... Am moștenit pasiunea. Ai moștenit pasiunea pentru șah. Yeah, I like chess, but I'm not as good as my father. My father was a master. Nu sunt la fel de bun ca tatăl meu, pentru că el era un maestru al șahului. El era foarte bun, dar eu respect foarte mult banii atunci când merg în lume. Mie îmi place să respect banii. Într-adevăr, merg la casino, joc șah. Atunci când merg la restaurant, îmi place să cheltuiesc. Îmi dau banii mei, dar banii se întorc către mine. Îți plac mașinile luxoase și ai foarte mulți bolizi de lux pe care îi conduci, cu mulți cai putere. Care a fost prima mașină de lux pe care tu ți-ai cumpărat-o? Câți bani ai dat pe ea? Când aveam 21 de ani, nu mi-am permis o mașină. În momentul în care aveam 22 de ani, mi-am cumpărat prima mașină. Acum am 32 de ani. De la nicio mașină până la cele mai multe mașini. Am trei întrebări pentru tine, da? 1. Îți dai seama despre fetele care stau cu tine pentru bani? 2. Când atragi mai multe priviri? În momentul în care tu te lupți sau în momentul în care tu cânți? All right, the first question, I think that comes from experience. Cred că vine din experiență. Îți dai seama. Nu cred că femeile iubesc atât de mult banii precum se spune. Dacă o fată vorbește cu tine și vede că ești plictisitor și că nu ești fan, nu va sta cu tine. Va spune, nu-mi pasă câți bani ai. Auzi, dar spune-mi, te rog frumos, ce faci când vezi o astfel de fată? O fată sufere, o rănești în dragoste sau pur și simplu o tratezi frumos și o faci să plece de lângă tine, așa, finuț?
I don't make anyone suffer. I'm a nice nu guy, fac but nicio fată să sufere. Sunt un bărbat drăguț. Nu sunt prost. Totuși nu sunt bancomat. Nu arunc cu bani. Nu sunt prost. Nu vreau să fac pe nimeni să sufere. Cred că fetele sunt la fel de... Nu sunt atât de interesate de bani pe cum cred unii oameni. Cu siguranță asta o știm și o vedem la tine. Dacă nu ai fi avut banii pe care tu îi ai astăzi, crezi că ai mai fi avut atât de multe iubite frumoase? I had very beautiful girls when I was poor. Am avut lângă mine fete foarte frumoase și atunci când nu aveam bani. Nu cred că este vorba despre bani. Dacă ești o persoană care are ambiție, care ești inteligent și care știe ce vrea, care nu se droghează, cred că femeile sunt atrase de lucrul acesta. Nu contează dacă ai bani sau nu. Vezi o fată, te vede așa cum ești ca persoană, vede ce visuri ai, ce ambiții. Și atunci se gândește că nu ai încă banii, dar banii vor veni. Să revenim puțin la întrebarea pe care ți-am adresat-o cu câteva momente înainte. Când atragi mai multe priviri? În momentul în care lupți sau în momentul în care cânti? Fiindcă acum poți să te numești artist. Bineînțeles că atunci când lupt, nu sunt un cântăreț foarte bun, pur și simplu. Sunt un luptător foarte bun, dar cântăreț de lupt. Totuși, determinat să te apuci de muzică. Înseamnă că ai acolo un suflet de artist, nu? Măcar 10%. De fapt, am o carte, o carte online despre cum să te hotărăști să faci ceva și cum poți să faci orice și totul este în mintea ta și am spus că cineva m-a provocat și așa cam așa a ajuns să fac o piesă. M-a provocat cineva, în 5 zile am făcut o piesă, am făcut versurile și am înregistrat-o. Poți face orice în momentul în care dorești. Și sunt convinsă că o să ai succes, pentru că piesa sună foarte bine. Nice. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Este chiar mai bine decât mă așteptam. Mă așteptam să fiu mai aiurea. Tu pari un tip foarte puternic și pare că nimic nu te dărâmă. Dacă mâine ai pierde totul, ai fi în stare, ai fi capabil să o iei de la zero? Absolut. Bineînțeles. Sunt tipul de bărbat care poate pleca în deșert acum și peste 2 săptămâni îl vezi într-un club petrecând cu șampanie. Cred că cheia succesului este să fii puternic și să știi ce dorești. Și să accepți că poți să cazi, dar trebuie să te ridici. Toată lumea are probleme și eu am probleme, dar niciodată nu am stat să-mi pară rău de mine. Pare că pe tine te fac foarte fericit toate aceste lucruri. Cluburile, șampaniile scumpe, femeile frumoase, mașinile de lux, îmbrăcămintea frumoasă. By the way, ești foarte frumos îmbrăcat în această dimineață. Dacă nu le-ai mai avea pe toate astea, ai mai fi la fel de fericit? Absolut. Bineînțeles. Cred că cel mai important lucru, o să sună un pic clișeu, dar familia este foarte importantă și l-am pe fratele meu alături de mine. Sănătatea, nu contează dacă ești bogat, pentru că dacă nu ai sănătate, nu contează. Și oamenii care te iubesc. Restul sunt doar detalii, doar detalii. Guda, uite, Andrew, ai primit vreodată vreun cheio de la viață? Adică, nu știu, să fie vreun moment în care să nu mai fi putut să lupți? Și dacă ai avut un astfel de moment, ce te-a ajutat să mergi mai departe? Cum ți-ai găsit încrederea și puterea? The hardest thing I've cel mai greu lucru pe care l-am făcut. But still, my mindset has always been the same. From a very young age, I was trained. Încă de la vârsta mică am fost antrenat să fac față provocărilor. În moment ce joc șah, îmi dau seama exact ce mișcări logice să faci. Și în momentul în care înțelegi că nimic în viață nu merge perfect și că sunt lucruri rele care se întâmplă tuturor, sunt lucruri care se vor întâmpla sau poți să fii care te pot dărâma sau te pot face mai puternic. Trebuie să înveți cum să te adaptezi. Și fratele tău, okay, sunteți de ceva timp în România și, după cum se vede, iubiți atât țara cât și fetele de aici. Spune-mi, ce ți se pare cel mai frumos în această țară? Îmi place foarte mult România. Îmi place foarte mult Europa de Est.
Nu-mi place politica din vestul Europei, nu-mi place ce se întâmplă acolo. Mulți oameni din România nu apreciază ceea ce aveți. Aveți o țară foarte sigură, este sigur să mergi pe stradă, nu te lovești nimeni. Nu aveți problemele pe care noi le avem în vest. În momentul în care am locuit în vest, mi-am dorit să găsesc o țară ca România. We have terrorists. Și totuși, Andrew, vorbești așa de frumos despre România și noi știm că tu ai dublă cetățenie. Ai putea oricând să te muți și să trăiești în America, pentru că ești și cetățean american. Tărâmul făgăduinței, țara cu cele mai multe posibilități. Aș putea spune că ești singurul nebun care a ales totuși să vină în România când ar fi putut să plece în America. De ce ai făcut asta? Cred că iarba întotdeauna e mai verde în altă parte. Dacă ești acolo, vrei aici. Dacă ești aici, vrei acolo. Dar America este supraevaluată. Poate pentru că sunt de acolo și nu mi se mai pare așa. Nu văd acolo nimic ce nu este și aici. Nu este nimic în România ce n-aș putea găsi și acolo și invers. Îmi place foarte mult aici, în țări în care fostele țări comuniste, aveți valori familiale foarte bine, părinții își respectă părinții, aceste lucruri nu le aveți în vest, părinții nu-și mai respectă părinții, fetele beau prea mult, băieții nu sunt exact așa cum trebuie. Când locuiești în vest, îți dai seama cât totul este aiurea și de aceea în locuri cum e Londra, este un loc foarte periculos în Londra și atunci poți să fii, de exemplu, înjunghiat pe stradă. Și totuși, lasă-mă să cred că te mai ține un lucru în România și anume frumoasa ta logodnică, pentru că știu că te-ai logodit de curând și aș vrea să ne spui mai multe despre povestea de iubire pe care o trăiești. Că tot vorbim noi de fete. Ce fete? E doar una pentru Andrew. Nu trebuie să credeți chiar tot ceea ce spun ziarele. Nu pot să spun chiar că sunt logodit, dar nu am niciun inel, deci okay, încă nu pot spune. Ok, dar ai o relație serioasă cu domnișoara despre care s-a scris sau nici măcar atât? Nu știu ce să spun. Trebuie să o întreb, ea este cunoscută pe YouTube, ea poate să spună mai bine decât mine ce este între noi. Pe mine, sunt un bărbat normal. Da, ce cauți tu la o femeie? Adică ce caracter ar trebui să aibă o femeie ca să te cucerească definitiv? It was a funny story actually. I had a friend. Am avut o prietenă care e în Londra. Și iubita lui l-a lovit și tot așa, el a mers la închisoare și în momentul în care a mers la închisoare pentru ea, iubita aceea și-a făcut un nou iubit. Imaginează-ți că încerci să-ți aperi iubita, te duci la închisoare, ea se duce și își găsește un alt iubit. Deci important, cel mai important lucru este loialitatea. Nu sunt un bărbat cu care pot sta ușor, nu sunt ușor de suportat, trebuie să mă respecte, trebuie să fie loială, trebuie să respecte ce sunt. Într-adevăr, niște calități foarte importante pentru o femeie. Uite, Andrew, acum că ai luat-o pe drumul ăsta al muzicii, pot să spun din propria mea experiență că nu prea ești vătămat din concerte așa cu vreun ochi vânăt sau ceva. Spune-ne ce ai pățit la ochi și nu știu, nu ți-e frică de lovituri când încasezi? Mie, spre exemplu, am făcut și eu niște antrenamente și, sincer, îmi place, dar mi-e frică să nu mă lovesc. Nu mi-e frică să fi lovit. Am lovit. Am fost în Londra anul trecut și m-am întâlnit cu niște bărbați foarte puternici. M-am antrenat un pic. Sunt un pic ieșit din formă, dar și trebuie să mă învăț minte. Trebuie să fiu 100% acolo. Dar ceilalți bărbați sunt ok. Doar eu sunt cel ieșit. Asta e bine. Am făcut schimb și ei sunt la fel. Andrew, ești un tip foarte mișto. Ne place foarte mult de tine și ne pare bine că ai venit în această dimineață la noi și că te-am cunoscut mai bine. Uite, vezi că de multe ori ce scriu ziarele nu este adevărat și că se spune că e mai bine să cunoști omul față în față ca să-ți dai seama de cum este el. Spune-mi ce planuri ai pentru 2019 și ce surprize ne mai aduci.
te reîntorci în ring, te ții de muzică, continui cu muzică, te căsătorești, te însori? Sunt într-o situație foarte norocoasă, am primit foarte multe oferte, unii vor să mă pună să cânt, unii vor să mă pună să fac afaceri cu ei, alții vor să lupt. În anul acesta vreau să stau în România pentru că îmi place foarte mult, deci timp de 7 luni am stat foarte mult plecată, iar acum am obosit și vreau să stau în România, vreau să merg să schiez la Brașov, dacă vreau să merg la plajă, merg la Mamaia, vreau să stau aici, acesta este planul meu. Nu știu, și de ce vedea. Nu putem să continuăm și aici pe plan muzical, că vii la noi și te ajutăm. Hey man, yeah, absolutely. I need all the help I can get. Bineînțeles, am nevoie de tot ajutorul de care așa, mulțumim foarte mult pentru că ai venit în această dimineață la noi și pentru că te-ai trezit de vreme, deși spuneai că ți este greu să te trezești de vreme. Te urmărim pe Instagram, Cobra Tate. Este contul tău de Instagram, nu? Yep, that's my account. Da, acesta este contul meu, Cobra Tate, acolo mă găsesc, mă găsiți foarte ușor. Okay. Sunt câteva conturi fake, dar sunt sigură că mă găsiți așa cum trebuie. And now if you want to say welcome, you can say it in Romanian, cu plăcere. Cu plăcere? Cu plăcere, it's welcome. Thank you very much. Now, noroc, hai noroc. Mai departe. Thank you. Noroc. Thank you, friend. Thank you. Thank you. Thank you, awesome. După ce Bianca a plecat, Tristan...